și a lăsat șeptarul aici în parcare și dăm înainte la stadion pentru că mai avem 2 ore și joacă ai noștri cu olandezii. A reușit al vostru, a făcut rost de bilet. Pentru asta vă rog al vostru să băgați mare like aici ca să facem vlogul ăsta să fie ceva haos total. Nu mă înjurați, n-am tricou cu România, dar promit, dacă se califică ăștia mai departe de olandezi, îmi iau ce tricou vreți voi. N-am avut timp să umblu cu șmecherii de astea. Uitați-vă ce tricou să porți, că aici sunt 13 grade și mergi cu bluza pe tine. Nu chiar, dar sunt vreo 16 grade, e frig. Până când se termină meciul, sigur vor fi 13. Plecăm acum, avem 2 ore la dispoziție să ajungem la stadion. Hai să vedem cum e vibe-ul, ce se întâmplă. E un hype foarte mare, cum că România e forțoasă și câștigă. Toată lumea crede în ai noștri. Acum să fim realiști, nu vreau să fiu iar Iuda, dar vreau să fiu realist. Olandezii sunt olandezi, am o poftă și vreau să-i bată rău de tot. Nu mă înțelegeți greșit, că vreau să-i rupă. Din cauza că peste tot în oraș se vorbește doar de cum câștigă Olanda, sunt doar clipuri cu Olanda, peste tot doar olandezii se promovează, toți olandezii se postează pe toate reclamele, peste tot pe net. De asta am o boală rău de tot. Să-i batem și să vedem noi cum sari de la stânga la dreapta, acasă, în pat. Brățuerii, am reușit să intrăm. Liniște, civilizat, nu se urlă, nu se cântă. Și că mergem la balet, să vedem ce-o fi pe stadion. De data asta am ajuns și noi la fără 20, dar am mai ajuns la mama naibii să cânte ăștia imnul când ajung eu. Așa că suntem la timp aici, hai să găsim și noi locul, că momentan sunt aici pe scară. Ce forță rău de tot, că la meciul trecut asta fix în partea aia acolo și acum sunt aici. Tot dintr-un unghi șmecher, de unde se poate vedea tot stadionul, bineînțeles cu ai noștri aici. Așteptăm să înceapă imnul vreo 5 minute așa și hai să vedem ce o ieși. Care ne-a îmbrăcat, da, stai, ce să facem acum? Atmosfera de nota 12, avem speranțe mari, să vedem ce va fi. Greu, foarte greu, dar nu zici niciodată. Hai, noroc! Nebunia, hai să vedem, să vedem pe aia noștri ce pot. Puțin. Am zoom la GoPro ăsta, să vă dau mai de aproape, dar încercăm așa. Îi batem? Îi rupem, bă, îi rupem. Încep să vină încredere mare, fii atent acum. Al meu aici, datorită lui fratele meu sunt eu aici. Hai de capul meu! Cine sare România? Hai! România! Dai, mă! A dat Olanda gol, nu e nimic. Au trecut 16 minute și a jucat bine rău de tot. Dacă stăm concentrați, îi facem pe fraierii ăștia, vă zic eu. Bă, racovițane, bă, vreți să mor aici, mă, mâncați în jucură. Bă, ne-am înmuiat, hai că mai un pic și e pauză. Haide, bă! Dai, bă! Da, bă, dai! Bă, bă, bă! Mamă, atâta vreau să le dea un gol ăștia. Bă, unul, bă, unul să le dea, mă, ok? Am nenorocit după aia. Dacă le dăm un gol, le mai dăm 2, îi batem cu 3-1. Dar să le dăm un! Ia zi, fratele Doru, cum stă treaba? Ce face în repriza a doua aici, aia de opere? Bă, eu zic că avem gol, deci putem să-i mușcăm, să-i rupem. Da, eu zic un 2-1, eu rămân pe același 2-1, remontată de România. A zis fratele... De la Miucăs. Fratele Doru a zis 2-1, scor corect, deci trebuie să dea și ăștia gol, nu? Bă, normal. Bă, eu am prins tu pe rău de tot, eu zic 3-1, fii atent. Să vezi dacă ne bat ăștia cu 5-0, ce?
Am început repriza a doua. Avem lovitura liberă. Hai să vedem ce se întâmplă. Al nostru face TikTok. Nu doare foie la banana de meci. Hai să vedem. Poate iese golul acum. Ia, hai. Uite-l. Aoleu. Bă, ce, fratele vostru se lasă? Ia uitați-vă. Băgați pe YouTube. Venga. E VAR, băieți, e VAR. Hai să vedem la VAR ce se întâmplă. Am văzut mingea asta prin poartă. Băi, prea am scăpat de multe ori. Au dat gol de offside, bară. Tot ce se puteau ratat ăștia. Eu zic că e cineva acolo sus, ne iubește. Hai să vedem. L-a ținut Drăgușin pe Depay ăla, l-a omorât, l-a terminat. Lasă-te, bă, de fotbal, bă, du-te, bă, de aici, fă gogoci. N-avem ce face, 2-0 pentru Olanda. Dar băieții noștri joacă optime de finală. Să nu uităm, optime de finală cu Franța, cu Portugalia, da? Să fim mândri de ei. Asta este. S-a terminat meci între timp, 3-0 Olanda. Suntem mândri de ai noștri, că am jucat optime de finală, băi. Am intrat în istorie, bravo! Doar-tă-dată, să facem și mai și mai lată. Bravo România, bravo România. Lumea e fericită, e mândră de ce au făcut ai noștri. N-am văzut pe nimeni să fie supărat, trist. Ai noștri fericiți, n-avem ce să facem. N-am jucat bine, am jucat ok, dar mai mult n-avem ce să facem. Am fost pe stadion, am văzut cu ochii mei, au avut oamenii 7, 8, 10 ocazii. Putea să fie 7-0. Nu chiar, avea și noi dreptul la 1-2 goluri, dar trebuie să fim corecți, să fim mândri că am jucat optime de finală, frate. Am fost acolo unde a fost Franța, unde a fost Portugalia, unde a fost Germania, Olanda. Toate forțele Europei, noi am fost cu ei. Italia a plecat înainte, România e acasă. Italia e acasă acum. Noi am fost pe stadion aici, la Allianz. Am cântat, ne-am distrat, ne-am simțit bine, am încurajat. Eu cred că toată România este mândră de performanța asta, da? Cu Allianzul pe spate, cu mulțimea asta frumoasă de români fericiți, mândri de ce au făcut băieții noștri, vă salută Zbengal vostru, vă dorește să rămâneți fericiți, să vă bucurați de viață și data viitoare să fiți cu mine aici, pentru că viața una e și e frumoasă și merită să o trăim la maxim.